Asta e cu ăsta, dar nu s-a agață coada, poate ați mai văzut dumneavoastră undeva. Da, 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 e bun așa. Am văzut, am văzut. Ăsta de inox astea? Om? Din inox sunt? Nu, nu, nu. Lanțurile de aici. Nu, nu, nu. Nu sunt de inox, așa? Te salut, Alin. Bine venit. Bine te-am găsit, aici, pe zona la voi. Da. Câți kilometri ai până la tine acasă de aici? Vreo 60. O, floare la ureche. Aproape. Da. Oră de condus. Da. Ne aflăm la Brezoaie. Un târg foarte frumos, e de tradiție, așa e târgul. Ai mai fost aici? N-am mai fost, e prima oară. Am înțeles. Chiar aici, zona mine, nu... Din câte am auzit, un târg frumos. Acum, îi dimineață, stai să văd cât e ceasul. E 8 fără 5 minute. Da, eu zic că într-o oră o să fie full aici. Vin cai, vin... Da. Cu cât îți mai mulți, cu atât e mai bine. Bine zic? Da. Alin, ce să zic? Să ai succes. Mulțumesc. În ceea ce faci. Mulțumim că promovezi. Aici tot marfa ta e? Tot. A? Ce-i treburi? Ce mai treburi? Mm-hmm. Și Alexandra de la Hidalgo are cu altfel de la mine. De la Galben? Da. O comandat de la tine sau da. Într-un târg? De la mine, comandat. Nu foarte bine. Îți mulțumesc mult și ne vedem pe aici. Salutare! Bă, dar n-are oamenii ăștia, dar nu prețuri, zici că... Dar nu umblați cu prețuri? Nu am, da, nu am. Am listă, fac ăsta și de asta. Da, da. Bă, pe aia e trăpașă, mă!
dădea de urmă la picioare, făceam tratament. Adică la picioare, după ce am cărătut mai tot. Să dă aici, de la picioare. Măcar mai ții de ce o trebuie, măcar mai trebuie pământ de ea. E bine o să o Dar de-a pachea sucă și ați de grasteța la Dubaia, bă? Fără aer? Fără aer? Bravă! Ură, urdăr, urte! Hăverez, bă! Dă-te așa că te vezi la televizor! Pantodem? Surul are 4 pe 5. Așa. Și mânza are una și două luni. Foarte, foarte frumos. De pe ce zonă sunteți? Sunt în aproape de București, de la Mihăilești. Dă-te la loc. Nu, mă! Ilele! Hai înapoi, hai! Dar nu am ușată! Închide ușa, nea, hrăscută. Închide ușa. Hai mai tine o dată. Pătrap, pătrap, pătrap. Alea gotat. Op, 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 op. Vezi să-l puțin așa. În vârstul acolo. Mă, ce încă tu uiți să ai spune. Hai mai coace. Așa. Întoarce-te cu el. Hai, Alex, să luăm cu tărșul. Sunteți prieteni cu domnul Șai? Da. Pe numărul meu, pe numărul dumneavoastră. Îl sună, bun? Da. Hai, băiete, înapoi. Înapoi, bă. Băiatul ăsta a rămas setat pe treabă, Șai. Unde o ce-o făcut aseară? Eu obosit de la discotecă. Am pescuit. Am pescuit? De la discotecă, ia uite-l. Merge frumos, nu? Da, bun. Atât, lasă-l așa. Hop. Lasă-l așa. Hop. Atât. Văd că are o siglă pe el. Da. Are. Ce de unde provine? Ce? De la calul. Fiterul care e plăștanțat cu piceneri. Aha. Din două. Deci de la domnul Fiter, nu, foarte frumos. Da. Cât are? 4 ani? 4 abucici. Frumos. Tinere, îți mulțumim frumos! Nu
Thank you.
Regina!
Să trăiască bosul! Sănătate! Așa, tată, te pupăm! Primează-ne, tată, anișor, domnul Cristi. Oh. Foarte frumos, cal înalt. Oh. Oh, tati, oh. Numai doi anișor. E de cucura, tata. Salut. Ne vedem, ba. Scoate-ți caii la șosea. Oh. Ai grijă. Stai, bă. Lasă-l numai pe centru. Bagă-l pe centru, numai. Oh, oh. Salut, salut, salut. Să nu mai costă. Sănătate. Vorbim și țigănești. Au plecat în Spania doamna aia. Da, au plecat în Spania doamna Verena. Am înțeles. L-a lăsat singur, să-și facă de cap. Uite-l. Doamna Verena, să te uiți pe YouTube, că ia uite-l. Am un face de cap. Ha? Am un face de cap, domnul Virgil. Da. Ai rămas cu mine cu
Nu mai bine. Cum de Păi atunci stai în fratitul? Știu eu că nu mai spui la mamă. Ei, să nu mai spui la alții. Tu de ce nu ai dat acolo? Acum? Mulțumesc mult! Sănătate! Cine mai vorbește? Bine ați venit la Dâmbovița! Te salut! La graniță cu Giurgiu, în apropiere de București. Așa, Lau, cum te simți? În forță, după o tură de 24. Îmi place căluții tăi. O pereche de mânci frizi. Așa. De cât? 8 luni? De 8 luni, da. Așa. Ăsta face 9 și ăsta 8. Aha, foarte fain. Marca de Olanda. Așa. Dilcai, ăla e din armăsar baroc și ia pe sport. Așa. Și ăsta e royal. Foarte frumos. Îi plimbăm un pic. Ia să vedem. În prima oară care se scoți mânjii? Se comportă foarte bine la prima ieșire. Copii. Da. Au fost ținuți în libertate mai mult în primăvară. Așa, de la Giurgiu a venit? Da, de la Giurgiu. Foarte fain. Suntem aici la apropiere. Câți kilometri de la Giurgiu până... 100 de kilometri. La Brezoaila. 110 kilometri. 110. Deci, îi faci cu ochii chiși, așa-i? Ha? Dacă nu eram ieri de servici, puneam ca aici și veneam. Aseară eram aici. Am înțeles. Las că e bun așa. Da. Lau. Mulțumim pentru prezență. Cu drag. Sper să fie un târg frumos. Îi. Vremea să țină cu noi. Da. Chiar dacă plouă, iubitorii de cai, noi mare. Pregătiți. Nu-i stres. Dacă plouă. Era, dacă lucram și mergeam la pădure, trebuia să vii cu lemnele acasă, nu le lăsai în pădure. Indiferent că ploua sau ninja sau... Nu contează. Am înțeles. Așa. Trăim și ne mai întâlnim în târg. Hai copii! Dar cunoaște bossul că a venit în târguită. O să reveni și cu Tomi. Bine, ești aici pe sistem. Am dat-o pe
și pe tine? Păi cu ce se vină să vină fata? Nu e. Ia zi, pe tacul. Nu vrei? Avem de drumul ăsta, că nu vrem. La pește. Și noi ce se întâmplă pe aici. Tu ce trăsură să mă să vedeți. Dar ești primul târg, ce mai trebuie să atingă oameni. Salut, domnul Cristinel. Salut, domnul Ionuț. Da. Domnul Ionuț, ce faceți? Hai că descarc, ai, uite aici, am făcut un târg cu băiețașul ăsta cu petina. Așa. Imediat te legăm la mașină. Da. Ele la tire acolo. Gata. Da, mă, vine cu apă. Ah, que eu sou.
a spus, da? Preț să ridic o pereche de cai, cum sunt cei de față. Ster sau normal? Nu, așa, nu știu. Normal este în vânzare acum, 80. 80 de mii. Am înțeles. Deci,
Îți cumperi o casă frumoasă, așa, ai cu... Dar cu casa nu te plimbi. Dar tu ai fost cu noi în Olanda și ai văzut și tu prețurile. Da, da, da. Deci o pereche de cai foarte frumos. Ca lui Ster cu acte, nu din gură. Am înțeles, deci cu acte de origine, da, da. Cai de expoziție, da? Da, da, că au dus în concurs. Duși, cumpărați de acolo. Așa că Ster din gură sunt mulți în țară. Deci cumpărați chiar din showroom-ul de cai, direct din expoziție, ce-o luat locul întâi, așa-i? Locul întâi, a fost cal arbitrat, la locul întâi e foarte grosea, la locul întâi deja intru la cai pe pinier, da, vorbim de sute de mii. Am înțeles. Dau 10.000 de euro pe anii jos. El e prietenul nostru Sorin, așa. Și el, dacă ai vrut să ajungi până la București. Uite, vrei tu să-l aduci. Hai că vezi la el. Adică... Venim. Dar acum ce a zis dumneavoastră așa în glumă, da. De o cafă a zis, așa, de o cafă. Să vă întâlniți la o cafă, știi? Așa, așa. Ia-i fata lui, cea mai mare călăreață de la noi din... Micuța prințesă. Dragoș, deci a venit îmbrăcat, ai fata. Foarte frumos îmbrăcată. Poate prinde ceva să călăresc, de-aia mi-a. Domnișoară, cum te cheamă? Îmi plac cercelașii tăi. Ce mai frumos cercei? Și cea mai frumoasă fetiță de aici? Unde-i mă, Ionuț? Pe aici? Ionuț? E pe aici. Da, fii atent. Eventual să vorbim odată cu Cristi, cu Cristi. Noi ne strângem la ciumii toți, am vorbit și cu Ionuț. Când? Când? Păi, când se termină ciumii pe acolo, treburile și când termină, că ne strângem toți la el. Când? Luna viitoare, termină și el cu totul ce mai are. Am înțeles. De-abia aștept să mergem acolo la voi, că e treabă bună, ospitalitatea la ciumii acolo. Și vom vedea numai cai dintre ăștia, așa-i? Numai din ăștia, nu? Rio, ce am vrut să te întreb? Ai om expert pentru cai ăștia să aibă grijă? Deci tăticul tău, așa-i? Incredibil de frumos îngrijit. Mai bine ca tine, nu cred că îi face nimeni. Am înțeles. Sau poate să-i placă prea mult. Așa... Am înțeles. Tata, iar ceva când e lucrul tău. Da. Îl salutăm pe taică tu. E aici unde e taică? A fost asta. Întreba Cristina cine are grijă de taică. Așa, aici tatăl tău, eu prima dată când am văzut, vă salut cu respect. Bine țineți caii ăștia. De ce îi mai ținem? Dacă ar fi să vă angajați un om să aibă grijă, ați angaja? Bine, ăla vine pentru bani. Am înțeles. Și nu vrea să ocupă, așa-i? Sau? Dacă vine, omul care vine cu ceasul la tată, bani nu are grijă de asta. Am înțeles. Vine să-i fie și drag. Da. Rio, ce să zic? Rămâne pe luna viitoare să... Să mergi cu noi în Olanda, că așa-i promis. Când mergeți în Olanda? Păi la sfârșitul lunii viitoare. Vă mulțumesc frumos, vă mulțumesc. La sfârșitul lunii viitoare, zic că mergem în Olanda. Nu, să mergem mai lung cu Ionuț. Așa? Ionuț vine cu tirul ca de obicei. Da, fii atent, o să vorbim noi la telefon. Tu nu m-am atenționez, ca păi îi atenționez-o pe tăt și... Zam, bun? Frumoasă, frumoasă pereche de cai, frumoasă pereche. Bă? Dar suntem ajuns ca voi. Asta e bucuria bună. Da. Exact cum se faci tu treaba. Bă, și eu fac treaba aia, dar numai una de... Exact ca. Gata, trebuie. Așa nu-i grazi. Dacă începe cu aia. Ei sunt niște mânci, da? Da. Cât au? Așa. Foarte frumos. Au are, e tot de Olanda. Dar cine are? Cine n-are? Marcus. Ce am vrut să vă întreb? Remorca, și-ați cumpărat o inscripționată? Nu, am inscripționat-o personalizată.
foarte frumos. Nu, mm. Frumoasă pereche de friziene aveți. Da. Ăștia sunt pe sistem baroc? Pe sistem baroc? Da. Acum îi pregătiți, de trăsură sau de călărie? De călărie, că văd că pune steaua. Foarte frumos. De unde sunteți? De la Vrancea. De la Vrancea? E frumos aici la Vrancea, la dumneavoastră. N-ai fost. Acolo unde e Dakar. Am fost la dumneavoastră, aveați, dacă bine, mi-aduc aminte acum vreo 3 ani. Bine zic. Aveați ceva iepe negre sau? Dar nu erau. Bine mi-aduc aminte. Nu? Ziceți. Ai fost altul să-mi dăm băiețe. Bravo, Cornel, voi nu uiți, Cornel, așa? Dar eu nu m-am dat jos din mașină. Da. Că am stat așa, mi-o... Da, era, așa. Eu am stat un pic, am zis că mai stau un pic de odihnă, știți? Da. Deci îi pregătiți imediat, îi pregătiți de... Da. De călărie. Câți aveți? Numai pe ei aveți? Am o ia pe acasă. Tot pe sistem frizian? Tot pe baroc? Da. Cum e acolo la dumneavoastră pe Vrancea? Acolo predomină culturile de viță, de vie, așa e? Vin, da. Unde te duci acolo numai vin de calitate găsești. Acolo la Vrancea trebuie să merg la vin, la Maramureș trebuie să merg la pălincă. Bine zic. La Galați trebuie să merg la pastramă. Bravo. Așa e? La București la ce trebuie să merg? La ce trebuie să merg? Fete frumoase la București. La Gagici la București. Da. Hai! Piscinele când ești trag de pățul ăla și era... Vă felicit pentru ideea asta cu manej în mijloc, să-și poată băieții prezenta cai. Cristinel, acum am adus două pereche de iepe. Ați adus două iepe frumoase în pereche? Da. De iepe frize, una de 2 ani jumătate, una de 7 ani. Foarte frumoase ambele. Da, cu minți învățate la ham, aha, la trăsură, la șa. În alte tare, mă, băiete, mă. Ce să mai spun? Ăștia scai pe sistemul vostru, așa-i... Da, ca carte să poartă în sud. Așa. Pentru că acum... E fain aici la voi în sud. E fain peste tot. Tu trebuia să mă întrebi pe mine, mă, tu trebuie să zici, adică nu să mă întrebi, să zici, bă, tu trebuie să zici că dacă e fain sau nu. Da. E foarte acum, fain. Depinde și de zonă, știi că am mai vorbit, depinde și la ce folosesc oamenii ca ei, depinde și de configurația geografică, ei aici se pretează foarte bine, le place sunt la folosiți voi? La nunți, așa? La, pentru trăsură, la agrement. Sunt foarte docili și în ultimii ani s-au metisat foarte mult caii din sud cu frizia. Deci au ieșit niște exemplare docile și foarte frumos. Și foarte frumos, da. Nu ce să spunem, îți mulțumim că ai venit. Cu drag. Te așteptăm mereu. Mi-a plăcut. Ne mai plimbăm un pic. Bine. Mi-a plăcut și mânjii. Ăla? Da. Mai mare, nu te-a.
Da, mă, și ai zis, am și o mașină să facă și mie electrica la el. Am înțeles. Bine, îți dai seama că te-ai uitat. Era o chestie, uite, cum e aia sus acolo, așa, de plastic, da. Era jos la calinga el alt. Și el dădea cu piciorul. Și tot o trăja în da, coace. Cu picior. Așa, așa. Da. Vă arată foarte bine caii, să vede că se îngrijiți... Da, pajește. Da, da, zic că se îngrijiți tot timpul, că nu sunt murdar deloc pe ei. Lasă-mă așa, cât au acum? 4 ani? Cât au? În aprilie am făcut 3 ani. 3 ani? Foarte frumos. Unde vreți să intru, Musa? Pe unde vreți să treceți, domnul? Pe aici, stați, pe aici. Ha? Nu ne mai filmați, că-i prea slab. Păi acum stai voți, trebuie să-i pozăm și pe aia. Că e ambiționat să aibă grijă după aia de ei, nu? Crezi, nu? Mai faci și județul. Oh. Ăla-i județul, n-ai ce să faci. Azi de lumea, bă. Numai pe ei aveți? Atât. Ai fost până la zilele astea cu soft filmare. Unde ai fost? Unde ai fost? În Hunedoara. Așa. Avea băiatul ăsta și animul vaci. Da, 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 da. Ce probleme are? Că n-am fost afectuază pe... Uitați-vă aici poziția. Și... Deci la 6 m-am trezit și deja era caii aranjați și grăunțile mâncate de taică mea, are 83 de ani. Zic, uite mă, Doamne iartă-mă, dar ce le-am zis? Da, unde e tatăl dumneavoastră? O plecat încolo? Nu știu. Unde e bă tatăl? Asta a dus să uite la cap. A dus să uite pe la cap. El a avut când, de când s-a născut. Frumoasă pereche. Ce zice tatăl dumneavoastră de ei? Păi să mă, că îți place la nebunie. Asta e. Problema că ne-ai invadat friziene ăștia, frate. Frumos friziene. Sunt frumos, nu pot să spui, dar... Nu așa e noștri să spui. Ăștia au toată lumea. Da, da. Doar să se dea de cu pământul. Friziene, vezi. A fost cineva plecat cu doi friziene undeva vreo 20 de kilometri. Măi, frate, a stat. Deci după 20 de kilometri a stat. A, măi, Alex, mă, unde ești, mă, băiatul? Păi n-ai ajuns, mă? Păi și unde ești, mă, pe ce parte ești?
Ce vreți? 30. E ăla mai mare cumva? Nu, amândouă, la fel. Am mai multe, dar tot aceeași mărime. Nu scrie pe el? Scrie pe el, da? Ia uște. Ia cascălnița. Bă, tai, mă! Uite, să vedem, arătați-ne. Mai mult. Asta adevărată probă. Da, știi, da, da. Gata, ne-a Cristine. Gata, da, merită bani. Cât este unul? Da. Dă-i banii pe ăla. Hai. Gata, dă-i. Uite, la tu, mă. A tăiat părul, mă. Eu am de la mânță, am zis, e negru. Am avut alea negre. De la Echitan. Săptămâna trecută am dat, am avut alea de cuie. A tăiat. Asta n-a tras. Bă, bă, dar e bun ăsta pentru frize. E, dar el o tras din bărbie de la dumneavoastră, da? Da, el n-a tras, a fost cu țigare. Ăsta e mai necioplit așa, am înțeles și tu. De mic asta mai mult în pădure. Când era mic îți zicea ăștia Yeti. Înțelegi? De ce? Era, cum era? Da, cum era? Păi dacă se dezbracă, nu s-a tras bine de maimuță. Bă, salut, sănătate. Doamne ajută. Thank you.
să ne băgăm pe YouTube. Bă, no. Aveți și noi murcișori ăștia de vânzare. Îmi place de ei. Ha, ei și de la spate. Perechea potrivită. Arat, ha! Nu i-ați luat o cafă la prietenul vostru? Îi dăm o apă. Ia, hai să vedem. Asta e bun. Îi dăm o apă. Nu așa, bravo, felicitări. E bun ce stă om. Ai văzut? Da. Avem oameni buni în țara asta, nu? Dar vă fost sete, văd că ați băut aproape tot. Păi cum să nu fie sete? Ha? Ia aveți grijă că intră băiatul cu negri. Aveți grijă, aveți grijă. No, ne vedem pe aici. Domnul, ne vedem pe aici. Da, da. E legat de gard? Ha? Frumos cal. Și cel din spate. Thank you.
Lăsați, nu mai pun baie pe mine. Dai numărul Damian, ai ca al vom. Aici e specific zone la voi. Vă puneți cortul. Frumos, caie lângă și serviți tot felul. Îmi place. Și serviți ce vă aduceți de casă, numai bunătăți. Corect? Fiecare. Așa. Ăla n-a avut cuptorul cu carne. Special n-a aleg cu grătar. Cine? E domnul Roșu. Domnule, vă salutăm. Vă salutăm. Viață bună. Ce mănânci? Seamănă cu șacal. Da, vă zic. Cu cafea. Prezint pe Marinel. Marin. Ce ți-ai cumpărat, Marin? Ce ți-ai cumpărat? I-a făcut prietenul lui Nea Petre Gibilan un cadou. Da. Ieri a fost la nuntă și a început ploaia și i-a luat vântul pălăria. De unde a cumpărat pălăria? De unde? A cumpărat-o la prietenul nostru, Bogdan de la Cluj, regele pălăriilor. Așa, bravo. Nu există târg fără Bogdan. Nu există și dacă plouă are cizme, dacă... Este pregătit cu toate articolele de vestimentație. Așa. Pelerine, cizme, pălării. Așa, dețete. De toate găsim. Și penseta are, mă. Hai să-ți explic cu penseta. Inclusiv oglindă. S-a povestit cu penseta, nu s-a povestit. Da, ascultă. Fii atent. Merg la mizil, fac treabă faină, zice Bogdan, bă, nu mănânc un pește, nu mănânc. Hai mă că eu ți-l aduc aici, ni-l punem pe măsuță la mine aici. Hai mă, zic, bă, nu. E o problemă la pește care oase. Bă, omule, și fii atent, mi-a rămas un os dintre lângă. Și l-am prieten pe Adi, poate știi tu, prieten cu Stelică, ce... cumpărat da? Tohani. Așa, el lucră în pompier sau, știi? Paramedic. Bă, omule, și când au zis că ăsta face zăt să-ți bag mâna în gură, zic, nu îmi bagi tu mie mâna în gură, lasă-mă. Dacă mă spăl aici în fața ta. S-a dezinfectat. Bă, s-a dezinfectat. Pac, tot uitat. Tărie de la domnul Nicu, s-a zis. Așa, domnul Nicu sănătate. Și să uite, bă, nu vede. Vine Bogdan. Bă, tot aici am. Dă-mă că să ne mai uităm o dată. Iar să uite Bogdan. Băi, eu-l văd. Băi, eu-l văd. Când au zis că-l văd, gata. M-am bucurat. Bine, Bogdan, zic, bă, ai o pensetă. Nu cred că am. Vine cu o pensetă. Ăsta iar se spală pe mâini, fac și cu pensetă. Nu mai mănânc pești dintre aia. Știi ce a zis un om de acolo, de la Mizil? Că ăla e pește prost. Păi zic, dar de unde știi tu că e pește prost? Aia cu oase, zic că-s prost. No, eu până atunci eu n-aș fi. Să ai desteritate la așa ceva. Trebuie să știi să mânci pește, nu. Am bătit și eu ce mi-ai zis, exact ce zici tu. Dar eu nu suportam nici când simțeam că bagă aia pesata aia. Deci eu ignam în cum. Până, știi cât am stat? Două zile am stat așa. Cu ăla? Da. Te jenează. Nu s-a dus el, nu știu cum s-a dus. A mâncat pâine uscată. Da, băi, am încercat și eu cu pâine, dar nu mă. Ia de ce spun, exact ce zici tu. Deci să vedea, era în timp direct. Dar nu puteam să spun. Rămâne în cavitatea aia. No, lăsați că bine că a scăpat el. Da, s-a eliberat. A scăpat și de ploaie, că ne retrăsesem aici sub... Da, nu cred că... Crezi că va ploa? Nu. După ploaie, așa a fost și ieri, a dat 10 minute. Și după amiază suntem... Ne băgăm mai așa. Îmi place foarte mult aici pe zona voastră că fiecare își aduce el. Acum nu că nu are exista acolo. Ba da, există și în care la tarabă cu da, și organizatorul. Uite, îl avem până Alecu, el e și am vorbit cu domnul. Voi am vorbit. La toate târgurile el ne onorează cu toate cele. Mese, scaune, Cătălin, unde le lăsa pe domnul primar? Nu l-ai adus în coace. L-a trimis la voi. Deci l-a plimbat așa de mult în primăvara asta, l-a dus la Moldova, l-a dus la Vaslui, l-a dus la în toate zonele și acum la Sibiu și acum l-a trimis la voi un pic. Da, să știi că e gladiator omul ăla. Da, gladiator. Pe 17 iunie așa. Se va organiza târgul de cai la el acolo. La dânsul la Poroschia. Din câte am înțeles, așa, din câte am înțeles, o să fie printre cele mai tari din România, din câte am înțeles. E adevărat? Da. Ia vezi dacă vezi pe asta, despre să vină să mânceți.
salută pe domnul Cristi, le invităm și pe la noi. Vă salut! Hai să trăiți! Unde, unde aveți? Aici, în sat. Mai face și pe la noi câte o... Da, da, ai... ați venit cu cai încoace? Au fost rândul trecut, acum avem decât doi. Da. Da, gata. Și le dai pe... Omul mai lucră, dar mai și mănâncă. Ce ai? Ai rezolvat ceva interesant? Normal că rezolvat. Merem la terasă la tine? Normal. Stai că acum vin. Acum te știu. Uite, ți-am luat o bucățică da, de mere. Da, nu pot. Aia, da. Hai. Ia uite aici alau și merem. Ia uite surul ăsta, ce duce? Place de el. Un semigrău românesc. Așa. Și aici o iapă mai subțire. Semigrău de câmpie. Ia, așa, ia. O iapă foarte frumoasă. O iapă pe placul meu. Cam cât crezi că are? Câți ani? Undeva la 3 ani jumate. Bravo, bravo. Frumoasă tare. Și el? Cam cât crezi că are? El cred că are 6. 6, 7. Uite, uite aici în spate, dacă te rotești. Da, l-am văzut ăsta acum, dar mai dăm o dată. Da, 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 mai dăm o dată. Cezar, linia Fitero, proprietar Costel Sârbu de la Giurgiu. Așa. Pe partea cealaltă are și un frizian pe celebru castan. Așa. Fetița cu părul lung. Da, n-are nimic, acum nu ne deranjează. Aici l-avem pe Castan, al lui domnul Costel Sârbu de la Giurgiu, preferatul copiilor. Dar cum de și-a luat domnul Costel semigreu românesc? Ducându-se mereu la domnul Fitero, s-a îndrăgostit de caie dumnealui și a adus două exemplare. Anul acesta împlinesc 2 ani, mai are unul acasă, astăzi a venit numai cu unul. Ce a fost că el l-a lăsat și a luat eu ce l-am spus? Ăsta mi l-a pus drumul. Da, da, da. Mă, nu-i mai dau drumul. Pune-mă un dăsta în el, ca mine. Joane, dă-și asta. Da, când vede dăsta, nu mai e dăsta.
Foarte frumos. Foarte frumos stai pe cal, îmi place. El ce rasă de cală e? Andalus și pujbuța. Foarte frumos, un cal frumos. Asta arunca mai mult pe andalus. Un cal frumos, elegant, cu minte. Foarte. Te ții faină. Te ții faină așa, îmi place. Dă-i un pic de trap așa sau galop așa. Aha. Dacă îi bagi, îi bagi brutești de primă.
să ai unul în burtă. Arată și poponei. E poneiul vostru ăsta? Da. Foarte frumos. Nu mai e. Acara. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Gabi, ce? Domnul Cristi, domnul Bogdan, acum aș aranjează barba. Domn Bogdan, trebuie să mergi... Nu a avut vreme acasă. Aveți de mers la nuntă? A? Fabi, copile, ce faci? Ceau! Se pregătește. Ai fost cu minte? La marginea. Ha? Bine. Bă, dar tu de acum te pregătești pentru târg. De acum? Bogdan. Cele mai mici animăluțe. Ai văzut? Nu lovi măgăruțe. Da. Niciodată n-am uitat. Cum? Ia acolo. Cum ziceți? Roșu Jupânul. Ai uitat de Roșu Jupânul? Niciodată. Pe bine. Câți kilometri de, la de aici până la dumneavoastră? 140. No, vine, dăm cu mașinile? Ha? Bine. Vă salut. Vă mulțumesc. Vă domnul Costian. Vă mulțumesc. Sănătate, să rămână. El e șeful lui. El e șeful cailor. Da. Ăsta mic? Da, la cum, calul ăsta cum mic. Te chea, cum te cheamă? Familie? Da. Mare. Da, tu ai grijă de el, nu? Da. Tu adică îi faci... Eu l-am dat tataia lui să-l dăsc. Da. Da. Bun, și ce-am vrut să te întreb? Uite ce fac. Și... Vrei pe internet. Mă. Vezi că da. Bagă pe internet. Da, tu curești. Cu țară. Da, auzi, dar tu faci curat sub cal, nu? Da. Tu singur, da? Bine. Să fii cu minte. Ia cine e cea mică? Cine e ea? E sora lui. E sora mea. Ia cu ce te ajută? Selena o cheamă pe ea. Pe poneiță? Da. Și pe sora ta cum o cheamă? Sara. Și Sara la ce te ajută, Sara, așa? Sara ajută pe mama la curățenie, la de-astea. Și la prăjituri? Da. No, bravo. No, să fiți cu minte, bine? Mulțumesc. Ciao, ciao. Ciao. Mulțumim frumos. Pe internet, ce mai tare internet ori de lume. Oh, tu! Oh! Bogdane, hai că vin după tine! Bă, ce canal este? Zic eu după aia. Ce?
Ce? A cumpărat o pălărie, ia uite ce pălărie frumoasă. Așa? Accesibil. Foarte bine. Aici un preț și reducere și eu am primit cadou. Da? De la fratele meu. E, da, trebuie să... E un prieten bun. Câte ori mă vede, pentru mine îmi dă cadou. Asta nu! Am înțeles. Nu aruncă, e bună și ea. Nu, da. Asta poți să o dai la... Aici l-avem pe domnul Gigi, știți? Îl știți pe domnul Gigi? Da. Cum vă zic, băie, cum vă zic băieții? Gigi Nemuritorul. Așa. La câte? 3. 3 sau care? 3. Și domnul Ion, el ce? Ce? Da, el ce? El e Nelson Mondialul de la Brașov. De la Bacău. Așa. De la Comanda. Comanda. Domnul Cristi. Nelson Mondialul. Să fiți zona noastră. Vă mulțumim tare frumos. Ne-am simțit foarte bine aici la aici pe zonă. Bogdan. Bogdan, cum te-ai simțit? Bogdan, cum te-ai simțit? Așa. Sănătate multă. Sănătate. Ce ați vrut să ziceți? Să ne filmăm pe noi și pe... Avem și noi cai cu valoare mare. V-a plăcut? Stați un pic. Te-a plăcut. Te chemăm, bosule, la canton. Așa. La noi. Ia poți să ții și tu ceva. Mulțumesc frumos. La noi, la canton. Așa. Te chemăm să vezi niște cai șmecheri. Unde? La buftă! Multă sănătate! La buftă! Te chemăm la buftă! Bine! Măi, Nițu! Trăiască cu tronii! Ne bagă și la bufetă! Bă, bă, ia ca să vezi!